Acest video este pentru voi, pentru pacienții care au dureri la nivelul spatelui și vă recomand să-l vedeți până la capăt, pentru că o să vă identificați în diverse situații pe care le descriem astăzi și o să vă fie mult mai simplu să înțelegeți ce doare, când doare, de ce doare și ce trebuie noi să facem în esență pentru a trata aceste dureri. Prima cauză cea mai frecventă este protruzia. Este persoana care are aproximativ 25-40 de ani. În momentul în care s-a plecat, simte o durere ascuțită la nivelul spatelui. Uneori este însoțită de blocaj, uneori pacientul își poate realiza mișcările ulterioare. Discul nostru intervertebral este ca un cerc și este nervat la nivelul treimii externe. În momentul în care se produce o leziune la nivelul ăla, este o durere acută, nespecifică, tăioasă. Care este reacția organismului? În momentul în care apare aceste dureri, el face spasme. În esență, blochează aceste vertebre de la mișcare, pentru că în momentul în care se mișcă mult mai mult, această leziune poate fi mult mai accentuată. Atunci poate degenera în altceva, într-o hernie, ca exemplu. Protruzia nu doare foarte tare. Dacă iau de o scală de la 0 la 10, în care 0 lipsa completă a durerii, 5 este momentul în care noi trebuie să luăm medicație și 10 este momentul când eu sun ambulanța să mă ia la spital, protruzia doare undeva de 2-3. Cu intermitenție, uneori, această durere crește până la 5. Ca și conduită, limitați mișcările, nu mergem la bazin, nu mergem la diverse activități sportive să ne întărim spatele, pur și simplu dați-i pace 2-3-4 zile, da? Eventual dați o cremă cu un diclofenac eventual la nivelul spatelui. Pe partea musculară, în momentul în care dumneavoastră o să faceți mișcările cotidiene, se va ameliora durerea și dumneavoastră o să începeți să vă mișcați în amplitudinea normală a mișcării. Altă situație, hernie. Hernie de disc este o chestie clară pentru pacient. Da? Pentru că când pacientul are hernie, el sigur se duce la medic. Cum se manifestă hernie? Hernii pot fi de la 16 ani până la 70 de ani. Deci nu există neapărat o chestie specifică vis-a-vis de vârstă. Pacientul care are hernie, el știe concret momentul când a apărut. Că a apărut când s-a plecat, că a apărut când a ridicat o greutate, că a apărut când a făcut lucrări în grădină, el ține minte momentul. Cum se manifestă hernia? De cele mai multe ori, pacientul resimte o durere, înțepătură, furnicătură sau alte senzații la nivelul gambei. De multe ori nu doare spatele, doare gamba. Dacă dumneavoastră v-ați aplecat, s-a auzit eventual un trosc și a apărut senzații la nivelul gambei, înseamnă că cel mai probabil atunci a produs hernie. Fie ne amorțesc primele două degete de la nivelul piciorului, fie ne amorțesc ultimele trei degete. Fie poate fi o parestezie, o amorțeală la nivelul tălpii. De multe ori pacientul respectiv este foarte limitat în mișcare, adică sunt două extreme. Fie pacientul este ok, nu-l doare spatele, dar simte senzații la nivelul piciorului și are un pic deficit motor. Adică în esență este dificil să meargă fie pe vârfuri, fie pe călcâie. Fie cealaltă extremă este că el este într-o durere acută, într-o poziție contorsionată, este dificil să se aplece, să-și blege șireturile, să se ridice de pe scaun și mai ales în faza acută este dificil să se miște în pat. Are niște dureri foarte puternice. Acum, în cazul ăla în care avem doar senzații la nivelul gleznei și la nivelul tălpii, este un moment optim să mergem la un medic, pentru că trebuie să facem IRM să vedem într-adevăr este hernie sau este altceva. Fie în cazul cu durere acută, oricum pacientul va chema salvarea. El va încerca 2-3 zile să ia medicația pe care o știe, nu prea ajută situațiile astea și automat deja apelează la un medic. Două săptămâni sunt dureri. Sunt dureri la nivelul spatelui, sunt dureri la nivelul piciorului, sunt dureri care pot iradia de pe zona fesieră până la nivelul călcâiului, fie la nivelul gleznei, fie la nivelul degetelor, dar ele trebuie trecute. Da? Medicația, fie antiinflamatoare, fie perfuziile, fie infiltrațiile,
nu au un efect imediat. Pentru că s-a rupt hernia, a comprimat rădăcina nervoasă, organismul încearcă să limiteze mișcarea în zona respectivă, pacientul este pe parte. Și, practic, dacă el nu are o indicație operatorie de urgență, el doar trebuie aceste două săptămâni să treacă de ea. Ce trebuie să ținem minte și să diferențiem la acest tip de pacienți herniei disc lombară inferioară? Durerea este pe picior, este pe gleznă, poate iradea partea posterioară. Extrem de rare cazuri, pacientul are dureri care sunt în zona inghinală sau se duc pe zona piciorului. A treia cauză, articulația sacroiliacă. În esență, noi avem bazinul, care este, dacă mă uit din spate așa, și durerile în articulația sacroiliacă sunt fie la nivelul inferior, la nivel de sacru, fie se duc la nivelul bazinului. Tabloul pacientului este un pacient de peste 45-50 de ani, da? Este o problemă a persoanelor adulte. Practic, cum identificăm acest pacient? Este o problemă de articulație și cum doare articulația, în esență. Articulația doare la solicitare. Adică pacientul respectiv, în momentul în care începe să meargă, el începe să resimte durerea. Deci ea este la efort. Pacienții care au dureri de această cauză, noi îi vedem mai drepți. Propriu-zis, ca să facem diferența, când ne uităm în hol, când vine pacientul, ei stau așa, drepți, da? Se ridică foarte încet și își duc bazinul și sacru în niște mișcări cu amplitudine foarte mică. Ei nu merg repede pentru că ei nu stau mult în picioare, ei încep să resimte dureri, disconfort după ce supra-solicită. Și atunci poate fi o problemă la nivelul articulației, poate fi o problemă la nivelul capsulei ligamentelor care înconjoară această articulație. Spre deosebire de pacientul care are o hernie disc, da? Pacientul hernie disc, noi îl vedem pe scaun. Da? El este în poziții contorsionate. Da? El încearcă la fel să miște foarte încet, pentru că în momentul în care face o mișcare într-o anumită direcție, el poate irita mult mai mult hernia respectiv disc. Da? Mai bine zis, poate irita mai mult rădăcina nervoasă. Da? De asta, pacienții cu articulația sacroiliacă, ei de multe ori au dureri fie la nivelul posterior a bazinului, fie la nivelul inferior lombar. Da? Dacă problema este de lungă durată, ele pot iradea pe toată coloana lombară. Da? Pot fi însoțite de dureri la nivelul inghinal și la nivelul picioarelor. Da? Pacientul respectiv de dimineață se trezește cu o anumită rigiditate. Da? El se dă încet jos din pat. Da? El are nevoie să facă 10, 15, 20 de minute de exerciții de mișcare și după asta la el lucrurile sunt mai ok. Da? El propriu-zis își reia mersul. La ei scade amplitudinea mișcării. La ei scade de asemenea distanța. Da? Pentru că articulația este modificată, sunt pacienți de vârstă peste 50 de ani, da? Au acumulat multe modificări degenerative, da? Și automat sub solicitare începe să doară. Da. Problemele astea nu se rezolvă rapid. Da. Sunt niște dureri cronice, sunt niște dureri cu intensitate medie, undeva 3-5, da? Pentru că uneori au nevoie de medicații care să se le amelioreze durerea. Da. Pacienții ăștia fac fizioterapie, fac kinetoterapie, fac terapii în general seriate, de 3-4 ori pe an au câte o criză super acută, dar la ei durerile nu se ameliorează foarte mult după tratament. Ei sunt mai bine, o greșeală pe care o fac pacienții respectiv, de multe ori nu fac kineto, adică nu fac exerciții. În esență, ei merg la fizioterapie, au făcut procedurile, au făcut elongații, au făcut tecare, au făcut diverse proceduri fizice, au făcut eventual și un masaj, dar mulți dintre ei nu continuă cu exercițiile sau dacă continuă cu aceste exerciții, nu le fac acasă. Și ei relatează de multe ori, da, eu am fost la tratament, mi-a fost mai bine o lună, două, am început să mă mișc mai ok, dar în esență, iarăși mi-a revenit durerile. Ca să fie mai simplu, poate vă faceți analogie, este ca o balama la ușă. Da?
în care efectiv este ea scârție, a ruginit, nu se mai deschide, nu se mai închide până la capăt ușa respectivă. Da. Și prin fizioterapie tu practic o ungi, iar prin kinetoterapie crește amplitudinea mișcării. Da. Dacă tu nu continui să menții amplitudinea mișcării într-un anumit parametri, să o îmbunătățești, propriu-zis vei ajunge iarăși la aceeași problemă. De asta la pacienții ăștia noi recomandăm de cele mai multe ori luând istoricul lor din spate, da? Faceți tratament, da? Faceți masaj fizio-kineto și rugați kinetoterapeutul să vă facă un program de exerciții acasă. Și dumneavoastră urmăriți acest program la domiciliu de 2-3 ori pe săptămână, ulterior începeți să reveniți la kinetoterapie peste vreo 3 luni. Kinetoterapeutul vă va scoate anumite exerciții, va introduce altele, pentru dumneavoastră, dacă ați fost consecvent, lucrurile se ameliorează. Da? Și atunci exercițiile în prima fază, care au fost indicate, deja nu sunt suficiente. Și vă face un upgrade la ele. Da? Iar tratamentul în cazul lor este mai mult partea de kineto decât partea de fizio, da? Ca și eficiență. Trebuie făcut fizioterapie, dar kinetoterapie este în proporție, să spunem, 70% mai importantă decât fizio. Sindromul mușcului piriform. Noi la nivelul bazinului, în general, avem așa. Există nervul sciatic care se formează din mai multe rădăcini nervoase la nivelul coloanei. El coboară prin partea anterioară a osului ăsta și iese prin partea posterioară. Da? O să punem un desen ca să vedeți mai exact. La nivelul bazinului există fesierii, da? Și care sunt principalii stabilizatori a bazinului. Când ei se contractă, la noi spatele are o bază. Da? Dedesubtul acestui fesier este mușchiul piriform. Da? Și mai mulți rotatori externi. Da? Dar ăsta este cel mai... îl pun pe locul 2 după fesier. Da? În momentul în care fesierul nu își face corect funcția, din diverse motive, este o chestie foarte frecventă, piriformul respectiv intră în contracții și irită nervul sciatic. Care este tabloul pacientului? Este un pacient, în general, 30-50 de ani, da? Are o durere la nivelul fesei, în momentul în care stă mai mult în șezut, poate să iradieze o senzație sau o durere pe partea posterioară a coapsei, care poate coborî chiar și până la degete. Ei nu pot merge cu pași lungi. Da? Pentru că dacă ei accelerează pasul, merg mai repede sau sar pe, nu știu, pe trambulină, sigur la ei a doua zi se poate accentua disconfortul, durerea pe care le au. Da? Cum îi vedem, cum îi diagnosticăm sau cum vă vedeți dumneavoastră în oglindă? În momentul în care ne punem pe burtă, da, o fesă este mai bămată decât alta. Da? O putem efectiv palpa. Punem noi cu degetele, apăsăm fesa stângă, apăsăm fesa dreaptă. Da? Una este bombată și are tonus, una este desumflată. De asemenea, pacientul care are sindrom de piriform, în momentul în care stă pe spate, dacă ne uităm la tălpile lui așa, una este așa și una este așa. Este o rotație exagerată. Dacă îi luăm picioarele, le tragem, el stă pe spate, picioarele le tragem și le rotim în interior, un picior poate atinge masa, un picior rămâne așa. Adică, propriu-zis, dacă iau tălpele, da, le-am rotit, da, unul merge bine, unul rămâne așa. Trebuie să înțelegem că sindromul de mușchi piriform este un sindrom reactiv. Adică problema este că nu există o stabilitate bună la nivelul bazinului, fesierul nu-și face treaba cum trebuie. Automat, ce ar trebui de făcut în cazul ăsta este de a restabili funcția fesei, de a redistribui greutatea la tot ce înseamnă musculatura posterioară la nivelul bazinului și atunci acest nerv sciatic să iasă din iritație. Da. Este o chestie extrem de frecventă. Celălalt sindrom. Este un sindrom care este destul de frecvent, da? El pune foarte multe controverse atât în mediul pacienților cât și în mediul medical de multe ori. Da. Și este o combinație. Există sindromul miofascial. Adică, este legat de mușchi, este legat de fascie, de tot ce înseamnă țesutul care înconjură coloana noastră. Da. Sindromul miofascial se manifestă când îi punem încărcare. Adică, pe mine mă doare după o oră de stat în șezut. Da. Începe să mă doară spatele.
Pe mine mă doare după ce stau 45-50 de minute în picioare. Pe mine mă doare după ce eu pun o anumită încărcare în zona respectivă. Deci, practic, musculatura paravertebrală nu mai reușește să mențină statica vertebrală. Și atunci se produce o mișcare un pic exagerată, se produce inflamație locală, pacienții respectivi simt dureri semicronice. Da. Dar de cele mai multe ori ele se accentuează pe parcursul zilei. Deci eu dimineață pot să mă trezesc cu o anumită rigiditate sau anumit disconfort. Da. M-am trezit, m-am plimbat prin casă, mi-am făcut treburile, mi-am băut cafeaua, m-am dus la servici, sunt ok, da. Am un disconfort, durere, să spunem, de 1. După o oră, două, trei de stat înșezut, da, sau de stat în picioare, începe să se accentueze durerea. Eu trebuie să-mi schimb poziția, eu trebuie să fac ceva. Propriu-zis, seara mă doare mai mult decât dimineața. Întrebarea pentru ei este întotdeauna ce faceți parcursul zilei? Stați în picioare, stați înșezut, stați în mașină? Sau este o combinație din una altă? Întotdeauna ei vor relata că eu când îmi schimb activitatea, să spunem un weekend, la mine spatele doare mai puțin. Bine, de multe ori nu este valabil la doamne, pentru că sunt unele doamne care stau 8 ore înșezut, da, și în weekend fac curățenie, mâncare și alte istorii genoase. Dar dacă comparăm parcursul săptămânii și weekendul, lucrurile sunt diferite. Sindromul fațetar, ce înseamnă asta? La nivelul coloanei vertebrale există articulații și există fațetele articulare. Ele sunt dispuse sub anumit unghi. Tocmai în ideea că a noastră coloană vertebrală lombară, da, la nivelul ăsta, la ea fațetele sunt așa, da, și atunci este mai ok pentru flexie extensie. Da. Nu prea poate face rotații strict de acolo, da, pentru că se lipește una de alta. La nivelul toracic, fațetele sunt așa. De asta toracele nostru are o rotație, un grad de rotație mult mai mare și este de asemenea prevăzut să facă și flex extensie. La nivelul cervical, fațetele sunt aproape perpendiculare, adică aproape paralele cu podeaua. De asta noi, ca și amplitudinea mișcării, o avem cel mai mult la nivelul cervical. O rotim stânga-dreapta. Ce ne blochează? Ne blochează pe de-o parte forma articulației, forma osului, da? Pe de altă parte toate aceste structuri musculare ligamentare. De asta noi putem să întoarcem capul la 90 grade. Cum se manifestă sindromul fațetar? Pacientul respectiv mai mult are durere în două cazuri. Fie lui este dificil să inițieze mișcarea, resimte un disconfort, durere, a trecut de un prag de 5 grade, după aia se pleacă până jos. Da. Fie pacientul respectiv resimte disconfortul, durerea când ajunge în flexie 90 grade. Da. Și o simte undeva exact paravertebral, lângă coloană. Da. Cum o putem diagnostica mult mai simplu este ca în momentul în care noi stăm în picioare, da, noi ne ducem în extensie și atunci resimțim la nivelul vertebrei stânga sau dreapta un disconfort, durere. Și păstrând poziția semi-a plecat, ne-am dus în stânga, ne-am dus în dreapta. Da. Și atunci vom acest disconfort, durere, va fi mult mai accentuat la una din două poziții. Adică pacientul se apleacă, la el este ok, da, în cele mai multe situații, dar când face extensia și după aia lateralizarea stânga-dreapta, el resimte disconfort, durere acolo. Da. Sindromul fațetar este foarte dificil de diagnosticat la nivel de IRM. Pentru că doar în cazurile extreme, acute, sunt modificări la nivelul fațetelor. Sau putem identifica o inflamație la nivelul ăla. Sau se poate diagnostica pe CT sau radiografie, pentru că se modifică efectiv articulația. Dar pacienții respectivi, de cele mai multe ori, sunt pacienți tineri. La ei, dacă faci un pic de masaj local, faci un pic de fizioterapie, faci un pic de kinetoterapie pentru a restabili mișcarea corectă și sincronizată la nivelul coloanei vertebrale, la ei trece sindromul. Da. Cu toate că poate fi o durere care se ține multe luni de zile. Încă o cauză a durerilor de spate. Stenoza lombară. Ce înseamnă stenoza? Noi la nivelul coloanei lombare avem un canal prin care acești nervi, ca un brăduț, ei iesă, da, și coboară așa.
stenoza canalului lombar o puteți diagnostica sau cel mai multe ori o primiți ca și diagnostic de scriere după un examen IRM, în care efectiv canalul respectiv este îngustat. De cele mai multe ori, pacienți cu acest tip de patologie au coloana dreaptă, da? Nu mai există curbura. Pentru că în momentul în care coloana este dreaptă, ei mai câștigă undeva 20% din spațiul respectiv. Faptul că aveți la RMN o descriere stenoză a canalului lombar nu înseamnă că dumneavoastră aveți boala respectivă. Pentru că afecțiunea se pune strict pe un simptom, da, corespondent. Este pacientul care are claudicație intermitentă neurogenă. Adică pacientul merge 30-50 100 de metri, 200 de metri și începe să simtă slăbiciune la nivelul picioarelor, începe să simtă că nu mai are stabilitate la nivelul lor. Da? El se oprește, de cele mai multe ori pacienții descriu că eu mă pun în genunchi, da? Și după ce stă un minut, două în poziția respectivă, el merge mai departe. Da? Problema la acești pacienți, da, este că necesită de cele mai multe ori intervenție chirurgicală. Se începe cu fizioterapie, se începe kinetoterapie, se observă distanța mersului, da? La un moment dat unii pacienți se ameliorează și lucrurile ei sunt ok, pot merge o distanță mult mai mare fără simptome la nivelul picioarelor, unii pacienți au o ameliorare foarte mică. Da? Dacă pacientul are o ameliorare foarte mică după un tratament fizio-kinetoterapeutic executat corect, soluția este operația. Pentru că dacă pacientul respectiv menține această compresie în timpul mersului 2, 3, 4 ani de zile, modificările pot fi irreversibile la nivelul nervului. Pacientul cu stenoză de canal lombar, el nu prea are durere în statică. Dacă el stă pe spate, la el e ok. La el problema apare când el merge. Ei pot de asemenea să meargă cu bicicletă 10 km, da? Fără nicio durere. În schimb, mersul este o problemă. Spre deosebire de pacienții cu hernii, disc, protruzii, sindrom sacroiliac, la ei problema apare după mers. Dar la ei mai mult este durerea și nu este amorțeala la nivelul picioarelor. Cam astea sunt cele mai frecvente probleme care pot da dureri la nivelul spatelui. Dacă tot ați ajuns la finalul videoului respectiv, identificați-vă cam care este problema dumneavoastră, pentru că diagnosticul la fiecare este diferit, indicațiile terapeutice sunt diferite și tipul de recuperare este absolut diferit.